Municipiul Drobeta, Turnul Severin a furat startul pregătirilor de Crăciun și a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă. Autoritățile spun că au luat această decizie pentru ca oamenii să aibă un motiv de bucurie în perioada dificilă în care ne aflăm. Promenada Crișan, dar și cel mai luminos brad din orașul nostru, vor fi deschise ca în fiecare an pe data de 30 noiembrie. V-ați apucat gata astăzi? Ați dat drumul? Absolut. Văd că ați adus oameni mulți. Ceea ce e important trebuie să rețineți că noi pe 30 dăm drumul la pomul de iarnă. Cu da? Siguranță va fi mai devreme. Să fim pregătiți până atunci. Absolut. Da? Dacă se poate mai devreme, chiar cu o zi înainte să facem probele, din câte înțeleg eu, aveți toată zona, Crișan. Da? Absolut. Ce le spunem severinilor? Că va ieși bine? Că va ieși foarte bine. Da? Vor fi mulțumiți de ce ne oferiți? Cu siguranță. Drobeta Turnul Severin a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă, începând cu această lună. Pe străzile orașului au început să fie montate decorațiunile luminoase. Municipiul este printre primele orașe unde a început deja să se simtă magia Crăciunului. Ca de fiecare dată, pe 30 noiembrie de Sfântul Andrei, i-am obișnuit pe severineni să aprindem iluminatul festiv. După cum vedeți, noastră se lucrează intens aici, în spatele meu, la bradul de pe Crișan, dar s-a lucrat și în oraș la iluminatul festiv pe străzile ce le avem prinse, în parcuri, în zonele în care am hotărât să mai aducem câte un brăduț. Cel mai important pentru severieni rămâne zona Crișan, zona de promenadă aici, unde în fiecare an, pe 30 noiembrie, aprindem brădulețul. Să sperăm că vor fi mulțumiți, în primul rând cei mici, către ei ne îndreptăm, dar și severinenii și cei mari, de modul în care am gândit anul acesta bradul de Crăciun, modul în care am gândit iluminatul festiv. E printre puținele bucurii ce ne-au mai rămas în această perioadă dificilă pentru noi ca popor și ca omenire. Această pandemie ce ne obligă să ne distanțăm, ne obligă să ne mai vedem în număr mare. Avem atâtea și atâtea lucruri de îndeplinit. Bradul de Crăciun, iluminatul festiv, orășelul copiilor, rămân niște bucurii, nu numai pentru cei mici, ci pentru noi toți. Drobeta Turnul Severin a intrat deja în spiritul Crăciunului. Peste 60 de străzi din oraș vor fi decorate corespunzător. Și cum acestea trebuie să aducă bucurie în sufletele noastre, peste o săptămână, în orașul nostru, vor fi aprinse toate luminile de Crăciun. Noi încercăm să creăm un spațiu și o poveste în acest chiar frumoasă promenadă noastră și sunt convins că o să iasă ceva frumos. Municipiul va fi împodobit cu figurine 3D din lumea poveștilor, LED-uri albe, tunele luminoase, țurțuri și perdele de lumini, precum și un brad decorat cu globuri și instalație.